Primarul Comunei Ciurea, Cătălin Lupu, a semnat împreună cu șefii Consiliului Județean contractele de finanțare pentru două proiecte importante depuse în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2021-2024. Primul proiect vizează modernizarea pieței agroalimentare din satul Lunca Cetățuii, iar cel de-al doilea prevede înființarea unui teren de sport pentru copii și tineret în satul Piciorul Lupului. Ciurea e singura comunitate din județ care a semnat două contracte de finanțare pe ambele linii deschise de Consiliul Județean, și anume reabilitarea și modernizarea pieței agroalimentare de la Lunca Cetățuii, o investiție la care Consiliul Județean finanțează 500.000 de lei și diferența până la 770.000 de lei va fi asigurată din buget local, conform hotărârii de Consiliul Local. Și al doilea proiect semnat la Consiliul Județean se referă la realizarea unei baze sportive, a unui teren de sport pe care dorim să-l facem în curtea școlii. Un teren la care să aibă acces deopotrivă și elevii școlii, dar și copiii și tinerii din comunitatea ciureană. Nu în ultimul rând, în comună se va construi un centru de zi modern pentru persoanele cu dizabilități din comuna Ciurea. Investiția este de peste 5 milioane de lei. Este un centru de zi că persoanele cu dizabilități pot beneficia de servicii de recuperare locomotorie, cum ar fi, vor fi dotate aceste centre pe care le construim și sunt 20 în țară doar, cu cabinet de kinetoterapie, cu cabinet de reumatologie, cu spații, chiar și o mică bază de tratament, unde vom întâmpina persoanele vulnerabile din acest punct de vedere a stării de sănătate, cu un personal pe care noi va trebui să-l punem la dispoziție. Lucrările ar putea începe în primăvara anului viitor.